Elevii din lotul olimpic de chimie al României au cucerit 6 medalii, 2 de aur, dintre care una cu punctaj absolut, 3 de argint și una de bronz la cea de-a 49-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie Dimitri Mendeleev, desfășurată în perioada 30 mai la Erevan, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Medaliile de aur au fost obținute de Dumitru Călugăru, punctaj absolut, elev în clasa 12 la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, și Andrei Iliescu, elev în clasa 11 la Liceul Internațional de Informatică din București. Ambii performări au fost laureați cu aur și la ediția precedentă. Competiția a durat 5 ore, în care olimpicii au parcurs 3 etape, dintre care 2 probe teoretice și una practică, toate cu grad de complexitate extrem de ridicat. La această ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie, Dimitri Mendeleev, au participat 95 de elevi din 15 țări.